Bună ziua tuturor, suntem gata? Stimați cetățeni, astăzi avem o noutate bună, a fost votat în a doua lectură proiectul de lege care vine să ajute tinerile familii să-și echilibreze mai ușor viața profesională cu viața personală și să aibă mai mare flexibilitate în a alege cum vor să-și organizeze lucrurile în familie. Proiectul prevede câteva aspecte importante. În primul rând, oferă posibilitatea părinților de a partaja concediul de îngrijire a copilului și indemnizația de îngrijire a copilului, în așa fel încât fiecare familie se poate decide dacă doar un părinte stă acasă cu copilul sau ambii părinți ies în concediul de îngrijire a copilului și se stabilească ce proporție revine fiecare. S-ar putea să fie familii care să vrea de bună oară tații să stea acasă un an, mama un an sau oricare altă formulă care le este lor comodă. Și asta și este unul dintre obiectivele proiectului, să ofere fiecare familie acele soluții care sunt cele mai potrivite pentru ea. În a doilea rând, proiectul prevede o nouă formulă de stabilire a indemnizației pentru îngrijirea copilului, cu o indemnizație mai mare, echivalent cu 90% din salariul pentru ultimele 12 luni anterior nașterii copilului. Indemnizația se va acorda pentru un an de zile și este o formulă complementară la celelalte două opțiuni care deja există. Indemnizația de 3 ani de zile, care constituie 30% din salariul pentru ultimele 12 luni și indemnizația pe 2 ani de zile, care este echivalent cu 60% în primul an de viața copilului și cu 30% în al doilea an. Deci asta este o nouă formulă, o indemnizație pe o perioadă mai scurtă de timp, dar în quantum semnificativ mai mare pentru acele familii, iarăși, unde unul dintre părinți își dorește să revină mai devreme la lucru și are posibilitatea să o facă și vrea să aibă o indemnizație mai mare pe acea perioadă de timp. Totodată, proiectul prevede extinderea perioadei în care tații își pot lua concediu de paternitate. Astăzi ei pot face acest lucru, dar în primele 56 de zile de viața copilului oferim posibilitatea să facă asta în primul an de viața copilului, sperând ca mai mulți tați să se implice în creșterea copiilor și să poată să trăiască aceste clipi deosebite alături de mamă și să se implice activ. Astăzi sunt doar 1000 de tați care își au această indemnizație și noi mizăm mult că aceste schimbări, iarăși această flexibilizare, această deschidere, va încuraja mai mulți bărbați să o facă. Și nu în ultimul rând, modificăm codul muncii, prevăzând aspecte mai explicite care țin de formulele flexibile de muncă, așa încât și angajatorului și salariatului să-i fie mai clar cum poți munci flexibil. Munci flexibil înseamnă să ai un regim de lucru diferit de cel standard de la 8 la 5, lucrezi jumătate de zi acasă, lucrezi jumătate de zi de la oficiu. Poate cineva preferă o zi în săptămână să o aibă liberă, dar să lucreze o zi în weekend sau oricare altă formulă care este comodă pentru ambele părți. Și proiectul de lege vine să explice mai clar dreptul salariatului de a cere acest lucru și criteriile în baza căruia angajatorul trebuie să ia decizia dacă acceptă sau nu acceptă ca salariatul să aibă un asemenea regim. Astea sunt prevederile principale ale proiectului. Repet, a fost votat astăzi în a doua lectură, urmează să fie promulgat. Ele vor intra în vigoare de la 1 septembrie și asta înseamnă că de la 1 septembrie familiile pot depune cererile bunăoară pentru indemnizații sau pentru partajarea indemnizației. Respectiv, vor urma și alte inițiative. Lucrăm acum la măsuri destinate în special stimulării creșelor, deschiderii de creș și creșterii accesului tinerilor familii la creșuri, pentru că considerăm că este important ca, iarăși, să existe servicii calitative de îngrijire a copilului și cei care vor să revină la lucru spate să o facă mai repede. Proiectul a fost elaborat în colaborare cu colega mea Marina Morozova și vreau să o invit și pe ea în calitate de deputat, om de afaceri și mamă trei copii să se expună cu marginal. Bună ziua! Stimați cetățeni, stimați părinți, dragi doamne, acum un an, în campanie electorală, am venit cu o serie de măsuri și propuneri pentru a susține familiile și femeile și mă bucur că în această perioadă am reușit împreună cu colegii să propunem mai multe inițiative legislative care să ajute părinții, femeile,
se îmbine frumos viața de familie cu cea profesională. Ne dorim ca toți, ca ambii părinți, să participe în mod egal în viața familiară și să avem cu toții suficient timp să ne bucurăm atât de familie, pe lângă activitatea profesională pe care o desfășurăm și o mai bună participare a taților. Cum a menționat colegul meu, Dan Perciun, în acest proiect avem o prevedere în care extindem perioada în care tații pot beneficia de concediu paternal. Este un semn bun și este un ajutor acelor tați care nu reușesc în primele 56 de zile să-și ia concediu paternal și să-și ajute soția în îngrijirea copilului. O altă opțiune care ține de opțiunea de îngrijirea copilului de timp de un an și o lună este în beneficiu părinților care doresc să revină mai degrabă la serviciu, dar totodată să aibă un venit mult mai mare. Cunoaștem toți, eu fiind părinte, cunosc care sunt costurile în primul an de viață a părinților și de aceea această opțiune va ajuta mulți părinți pentru a acoperi costurile pentru a îngriji copilul. Asigurarea posibilității partajării concediului de îngrijire a copilului între doi părinți este un suport substanțial pentru părinții care vor să partajeze. Să știți că foarte mulți părinți ar dori să partajeze, dar acest lucru trebuie să fie unul natural, să fie unul flexibil, astfel încât și mama și tata să poată să revină la serviciu ușor, fără multe impedimente. Și schimbarea codului muncii ce ține de munca flexibilă. Munca flexibilă este o necesitate. O necesitate mai ales pentru părinții cu copii mici. Iar dacă noi, ca părinți, putem să solicităm de la angajator o zi în care putem să venim mai devreme și să plecăm mai devreme de la serviciu, trebuie să o facem. Sau dacă noi, ca angajați, putem să solicităm să lucrăm de la distanță o zi în timpul săptămânii și celelalte zile la serviciu, să o putem face, sigur, cu acordul angajatorului. Aceste prevederi sunt sigură că va ajuta foarte multe familii din Republica Moldova și vom veni și cu alte, cum a menționat domnul Dan Perciun, și cu alte îmbunătățiri pentru a susține familiile. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult! Dacă nu sunt întrebări, zi bună!